Oh my god, am Lambo! Lambo-ul tău ce culoare are? Asta e întrebarea. 1 mili! Dacă facem profitul ăsta, se pupă chelie. O nouă zi de gaming în Car for Sale Simulator pentru că sunt Samsarul vostru favorit. S-au mai făcut update-uri, probabil că nu era să dau new game. Hai să începem și noi joaca să vedem cum mai evoluează parcul nostru auto între timp cât se încarcă. GFR în descriere, codul RAF. Tocmai ce mi-a făcut aroma, aroma cu Sonic pe care vă recomand și vouă, sau cea cu Naruto, sunt foarte similare. Aici este al nostru, cum să-l numim, Benone. Bă, puteam să jur că Benone ăsta avea costum. What? Mă, ce? Mă rog, nu mai înțeleg nimic. Avem $600,000. Practic suntem regi Benone, sunt bogat, pot să-mi cumpăr Porsche, Lamborghini, orice. Fii atent, vreau să încerc ceva mișto astăzi. A, e 4 p.m., deci s-a terminat deja ziua. Vreau să încerc ceva mișto astăzi. Dacă mă duc eu acasă și dorm non-stop, ce se întâmplă? Adică pot să dau skip la zi până când vine marketul ăla să fie deschis să cumpărăm o mașină mișto? Aia e întrebarea. Fii atent, biroul e deschis, da? Mamă, nu mă lasă să dorm iar. Ba. Wow, simulatorul de dormit. Tocmai ce am dormit 20 de ore și voi dormi din nou 20. Are sens. Car market is open. Bine, bă, hibernez în... Sunt primul samsar român care hibernează. Office, car market. Da, n-avem ce să vindem, deci degeaba ne ducem la office. Se ocupă Benone acolo. O, regii mei, ce zici, vericule? Care vinde Lamborghini-ul ăla nebun? Rău de tot că am venit cu banii la mine. Ok, ia să vedem. Primul meu Lamborghini în Car for Sale. Ăsta e Lamborghini owner, iată de știu cum arată. Outfit-ul lui 10 lei, mașina 500 de miliarde. Amă, pe bune, ia să vedem Lambo-ul acesta. 1980, bă, serios? Eu și în viața reală mi-aș lua un Lambo, doar așa să-mi iau, dar de exemplu, da, dar și super vechi, cel mai ieftin posibil Lambo existent vreodată, chiar văzusem la mine. What? E român! Bă! Ăsta are Lamborghini și e român! Ce mă, care erau șansele să cumpărăm fix Lamborghini și să fie român? Voiam să vă zic că, zic, chiar văzusem pe cineva la mine în oraș cu un Lamborghini vechi. Bă, și vezi că e șmecher rău de tot. Bine, ăsta cu un taș e mega vechi. Adică e vechi, ăla era la modul 2000 și ceva. 1980, nici măcar nu erați voi născuți. Mă rog, $50,000 expertizul. Wow. Dar, deși atent, el zice că Lamborghini-ul ăsta n-are nimic, e imaculat. Dacă ne minte, ne scade mult din preț, dar e scump, bă, $50,000. What? Cel mai scump raport de la un Samsar vreodată, 50.000. Ce-i face, mă, la $50,000? Desface toată mașina, tot motorul. Nu, e bună mașina. What? Oh my god. A apărut la costum. Fii atent. A venit, de fapt, șoferul. De fapt, nu șoferul, proprietarul, pardon. A apărut proprietarul, așa, da, mă. Hai să negociem și noi mașina asta. Bă, fii atent, îți dau pe ea $1. Te bagi? Hopa, s-a enervat. Bun, hai că-ți dau măcar un 500.000. Dă-mi și mie 50.000 mai ieftin. Da, mă, ni l-a dat. Păi am dat 50.000 pe expertiza aia, deci. Oh my god, am Lambo! Mamă, ce interior! What? Ce are, mă, Lambo-ul meu de face așa? Auzi. E gravă, băieți. Trebuie dus de urgență la vericul. Fii atent, noul meu Lambo. Ia, bă, chiar sunt curios. Mamă, ce țevi are. Vezi că modelul ăsta cu un taș, puteți să căutați pe YouTube, e foarte vechi. Gen la modul vechi, vechi. Dar e Lambo, aia să dăm sunetul mai tare. Bă, scoate flăcări, dar cam scoate fum. Ia vezi-l, mamă. Ok, hai, trebuie să-l tunăm pe ăsta aia. Am, abia trage, zici că e Logan. Și ai, mă, Lambo trebuie să bubuie. Trebuie să-i facem o evacuare, un straight pipe, ceva. Na, trage greu, rău de tot. Bun, vericule, ia vezi-l. Ia zi, vericule, ce-i face. Tu vezi cu ce am venit aici? Lambo, $500,000. N-ai tu bani, toată familia ta n-aveți, ia. Hai să vedem ce culoare turbată îi dăm. Wow.
Bă, full negru. Ia, hai să încercăm full negru, fii atent. Bă, parcă e un pic sexy și negru. Ia. Dar e boring așa, mă, negru, mă plictisește. E mișto. Ce culoare vă place la Lambo-ul meu? Lambo-ul tău ce culoare are? Asta e întrebarea. Vezi că e mișto pe negru, dar ce sens are să ai Lambo negru? Nu știu, trebuie ceva așa exotic, fresh, sexy. Zici și tu un galben de ăsta turbat așa de... Oh my god! Zici că au venit extraterestrii. Ce se întâmplă, bă? Oh, Doamne sfinte, culoarea asta e turbată rău. Bă, parcă e prea de cocalar, nu știu ce să zic, dar îmi place. Îmi place, băieți. N-are nimic de reparat la ea mașina. Hai să îi schimbăm jantele. Wow, TCS și SP. Sistemele de frânare nu pot fi instalate, că e mașina prea veche. Are racing kit. Turboșinos, o lăsăm jos de tot să fie turbată. Moarte, ești nebun. Galben, nici nu mai vezi farurile. Nu știu ce poți să-i faci la faruri. Bă, parcă arată ciudat, da, mă rog. E de România. Parcă ar merge alte jante, hai să vedem. Mamă, ce interior prost are. Bă, da, nu știu, mie dintre toate companiile astea care fac mașini, McLaren, Rolls-Royce sau ce-o fi, bă, Lambo e prea șmecher, zici că e făcut de extraterestri. Doar că modelul ăsta nu neapărat că e vechi. Oricum o să urmeze update la joc cu mai multe mașini noi. Hai să-i tragem niște poze ăstuia. N-ai cum să nu-i tragi poze. Deci nu ai cum să nu-i tragi poze, efectiv. Ok, cu vericul în spate acolo care sudează. Bă, trebuia să-i facem și noi poza altundeva. Mă rog, nu ne pasă. Bă, dar de ce nu se ridică ușa așa în sus, mișto? Mă, cam dezamăgește. Nici nu știi ce culoare are, măcar. Ia, bă, ce fac? A trecut la ea, ești nebun? Gata, cu picioarele goale. Bă, mi-au zis abonații să frec și eu cu ăsta la ea. Să frecăm amândoi, vezi. Căci că fac XP și ne dăm mult. Mamă, fii atent, lifehack, ești nebun? Fii atent, lifehack, ăsta curăță și curăți tu, că el termină mult mai repede. Nu mai stai să freci așa tare. Hai să-i dăm o tură cu nos, cu toate alea. Trebuie să o ducem pe circuit, vă dați seama că n-ai cum o să scoatem profit mișto la mașina asta. Păcat, bă, că n-avem Lambo-ul vechi, asta, Lambo-ul nou, asta voiam să vă zic. Trebuie neapărat, mă, developerul ăla să mai fac update-uri, să bage mașini noi multe. Adică, dacă eram în locul lui, băgam Rolls-Royce, alea scumpe, rău de tot. Și aș face un pic mai diferit, nu știu, mai multe sunete la mașini sau... Are așa mult potențial cu jocul ăsta, oricum s-a vândut bine, 100% s-a vândut bine jocul ăsta. Nu știu, hai să vedem, ia 0-100, dar astăzi gata, noul meu Lambo, hai, 3, 2, 1, pleacă. Mamă, ca în grea plecarea, oricum e vechi Lambo-ul. 0-100, dar nu știu dacă sunt kilometri, adică de ce nu vrea să ne zică? 4,7 cred că sunt kilometri, sau? Da, sunt kilometri, că 0-100 în mile ar veni 200 la oră sau cât, nu, 100 și ceva de kilometri. S-a terminat nosul, gata. Ia vezi, noul meu Lambo, uite mă cum arăt. N-am și eu un costum, ceva, măcar, dar m-ar fi lăsat să... Fiți atenți, fiți atenți. Ah! Oh my god! Vezi că am început bine rău treaba. Uite-l, bă, cât de sexy e forma așa, pur și simplu. Ok, ok, ok. Hai, trebuie să-l vindem ca lumea pe ăsta. N-avem sunet. Trebuie să-i dai save când ai sunet. Regele. Hai. Bun, bun, Countach, bă, ăsta e... Ce ai, mă, ăsta e de colecție, deci eu cred că ăsta costă atât că efectiv nu mai găsești. Așa vreau să stea al meu. Când a intrat în parcare, din prima să-l vezi. Bun, hai să oprim și să-l băgăm la vânzare. Ia, că deja vine să curețe la el. Bun. Mănâncă și bărbiți așa puțin. Sexy, rău de tot. Super, super sexy. Super. Ok, l-am luat la 500.000, 50.000 end up expertise, 1.000.000. Cred că l-am pus bine la 1.000.000, sau? 1.000.000! Dacă facem profitul ăsta, te pupă chelie. Fii atent că și-a schimbat hainele. Bă, v-am zis că și le schimbă. Te pupă chelie dacă vinde mașina asta. Stai să deschidem de urgență.
Ce bă, am facturi neplătite care sunt milionar în joc. Curând milionar. Gata. Ia uite-l. Ăsta e Lamborghini owner. Ia atent. Ia zi, vericule, ce-i facem. Vezi că e turbată rău mașina asta. Zic că e bun prețul. Ia. 660.000. Ce zici de un 750.000? Dacă nu-ți convine. Da. Bă, s-a vândut, ne pare rău, dar tu n-ai costumația necesară pentru Lamborghini. N-am scos profit. Am scos. Dar am dat 50.000 pe expertizul ăla. Bere. Hopa! Bă, o berică în cinstea vânzării acestea. Bei și tu? Sunt bad manga. Oh, aleu. Bă, dar parcă era car marketul încă deschis, sau? Dar nu s-o fi închis. Fix după ce am luat Lamborghini-ul. Băieții mei, unde sunteți, bă? A, bă, frate, pe bune. Fix m-am îmbătat și eu acum. Bro, de ce s-a închis, mă? Am zis că îmi cumpăr și eu o casă, dar mi-au să abonați. Unde e, mă, casa aia? Unde e casa? Că nu știu unde e să o cumpăr. Bună întrebare. E un semn ceva sau ce e? Auction. House for sale. Nu știu, bă, unde e casa aia. E o casă de cumpărat. Aia o fi? N-am idee. Hai să mergem și noi la neighborhood. Mergem printre vecini. Luăm niște achiziții așa. Jap, 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 jap. Ideea e să facem XP mult și să ne și îndrăgostim de o mașină. Ăsta pare că e un Dodge. Pare a fi ceva Dodge. Corect, corect. Așa, e demegiuit, e ofertă proastă. Îl iau la 10.000. Ce zici de o ofertă de 10.000 de dolari? I don't get angry often. Mamă, trebuie să am mare grijă să nu mai dau 150.000 pe el. Că am mai pățit. Hai că mi-a plecat vocea. Hai mă, iau troaca asta așa, lasă-mă. Cu hârtoaca ta, nu vezi cum arată, ești nebun. Ok, ok. Hai să vânăm niște mașini șmechere. Ăsta e un GTR de la vechi. Nu? Da, da, da. Nu mai troace, 2007. Haideți mă, vecinilor, mă. Nu v-ați luat și voi ceva nou? I double, triple checked. Mă dă cu mouse-ul în jos, nu mai zicem nimic. Bă, ăsta pare bun, ăsta pare bun direct de vânzare. Ăsta e terminat, trebuie revopsit. N-ai ce să-i faci. Ok. Vezi că-mi place A7-ul ăsta. Bro! A nebunii mașina, e A5. Ia să vedem ce zice despre el. N-are ABS, 13.000 de dolari. Hai că îți dau 10.000 pe el. 10. Ia mă, merge 10K? Nu merge, bă. 1, 2, 3. Trebuia să scrii K, K și să fie direct 10.000. Hai mă, mai puțin flexibil, come on. Nu vreți voi să negociați? Great deal, da, da, da. Îmi place că mă dă cu cursorul în jur. Ce-ați făcut, bă? Ați nebunit la capăt. Accident cu mașina mea nou-nouță. Am mă, niște mașini șmechere și nu-i nimic. Chiar în halul ăsta. Un ce cupe sau ce e ăsta, îmi ziceți voi. Cred că e ce, că pare cam mic. Mercedes. Orță, rău, ce să mai zicem. 73. Ia mă să verificăm noi Mercedes-ul ăsta. Eu vreau să-l verific. Check. Merțanu, check. Așa se zice. Hai să vedem, ia. Opa. N-are turbo, nu e ok, zice vericul. S-a transformat din femeie în bărbat. Ne-a scăzut 10.000 la el. Și noi îl luăm la 55.000. Și apoi să-i fie oferit 500.000. Spărgeam tot, cred. You got a great deal, brother. Ok, da, e un great deal. Aoleu, ce tântălaina sunt. Trebuie să mă duc cu mașina acum că nu mai... Dar de fapt, uite, am o idee mai bună. Fiți atenți la ideea mea. Îi las mașina asta aici. Vecinule, vezi că-ți las și o mașina mea aici. Parcată. Stau să mă mai duc. Mă teleportez direct. Bun, hai la office. Avem 3 mașinuțe pregătite. La 12 este auction-ul. Îl băgăm pe al nostru car. Uite, asta mă enervează. Vezi că GTR-ul ăsta nu e răuț. Chiar se prezintă super bine. E mat, așa e. O, bă, oprește-te. Oprește-te, bă! My God! A5-ul ăsta se prezintă binișor, ar trebui reparat, dar nu ne pasă. Full don't care, gen.
O, da, parca și eu zici că sunt nebun. Ia! Ia! Opa! Ia atent că îi dăm amândoi și fac XP. Merge mult mai repede așa. Mult mai repede. A, nu știu dacă mă ajută pe mine cu... Și că dacă o curez toată mașina, îți dă 4 XP, nu știu cât îți dă. Hai să ne ducem către să luăm mașina aia altă, se face 12 PM, s-a făcut deja. Oricum, nu trebuie să... Mamă, ce sexy e mașina asta. Vezi că e mișto, trebuie reparată, dar... Mă... Vezi că e șmecheră mașina. Băi, cred că trebuie să le pun puțin mai la distanță, așa că e jalete. Bun, deci, avem așa, ăsta îl dăm și noi cu un 20.000. Ăsta îl dăm și noi cu un 22.000. Și ăsta îl dăm și noi cu un 85.000. El poate să cureze și... Ok. Perfect, perfect. Hai să vedem la auction. Dacă nu e nimic de interes, ne întoarcem mai târziu, cred. Văd că e o mașină veche. Ar trebui să facă ceva cu auctionul ăsta, mă, să meargă mai repede. Ce e BMW-ul ăsta? A, e de la E430? A, trebuie ticket. Aoleo, vindem Golf, ești proști. Cu cât s-a vândut asta din spate? 87.000. Vezi că ești mecherou. Mamă, chiar aș fi vrut să iau BMW-ul ăsta. Golf-ul ăsta? Mă bag la el, mă bag. Hai să vedem cum e. Tunăm un Golf, așa îl facem mișto. Bun, pasează la mine. Ai, bă, frate, bă, ce troacă asta, mă? Bă, bune... Ce sunt, mă, mașinile astea? Unde sunt Lamborghini-urile? Unde sunt decapotabilele? Nercedusurile. Ce naiba? Oh my god! Cred că glumești! Ce, mă? 100.000 asta! O iau, eu apăs non-stop. Oricare ar fi prețul, eu dublez, triplez, quadruplez. Toate sale mele. O luam și pe prima, dar n-am apucat. A, e bine că m-am uitat în cer acolo, chiar... Chiar eram nerăbdător. Hai să prezentăm puțin mașinile. Avem un Golf din New Jersey. Mamă, ce Golf e ăsta? Voi știți? Golf 4. Ce Golf e, mă, ăsta? Mamă, vezi că are două țevi. Nu cred că are Golf-ul de obicei așa. Ai, 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 Ford. Ce? A, la român, Ford-ul. Ia, vezi câta țăvușcă are. Să-mi explice careva ce ar trebui să fie asta și de ce costă 200.000. Ne trimitem înapoi. Asta vreau eu să o conduc. Ia. E de curse. Ce e asta? Mă, vezi că fugi, ești nebun? Ok. Au venit oamenii interesați, dar nu ne pasă. Eu vreau să umplu parcarea mai întâi. A, nu, bă, știi, Golf-ul ăsta vreau să-l tunez. Golf-ul ăsta vreau să-l facem mișto, actually. Vericule, zici și mie o culoare de Golf. Ziceți în comentarii care ați avut Golf. Un, o limetă, o limetă. O limetă turbată, așa. Bă, da, iar fac limetă ca Lambo. Eu am ceva cu lime, înseamnă. Racing kit, turbo, suspensia joasă, luminile roșii, era de români, parcă nu mai știu. Și ai niște jăntuțe frumoase. Vezi că ce, trebuie și nebun Golfalina. Golfalina! O-l mai reparăm, nu ne pasă de el. Aia așa, până dau o tură să o băgăm pe asta la... Asta eu nu înțeleg ce ar trebui să fie. Vrea să fie ceva BMW vechi? Avem așa, Ford Focus, 15.000 la mega ofertă, iar ăsta îl dăm și noi cu un 450.000, super sexy. Ăsta îl păstrăm, ne ducem, ne teleportăm în, ne ducem, ne teleportăm la neighborhood, aducem mașina cealaltă, o vopsim, o îngrijim. Ok. O vopsim, o îngrijim, înapoi la office. Bă, interesant Dodge-ul ăsta. Dar e terminată culoarea. Adică eu chiar nu pricep. Trebuie făcut la vericul. Bă, gata cu lime-ul. Mai dăm și noi o culoare adevărată. Ăsta chiar merge pe un MOV de genul 100% merge. Vezi, e lovit pe ușa din spate aici. Aia e toată chestia. Dar îl reparăm, nu e problemă. Jantele sunt oribile. Mamă, cum ce motor are mașina asta. Când auzi sunetul ăla, turbonos, racing kit, suspensia joasă, îi dăm așa, îl facem român adevărat și ia vezi-l. Ia vezi-l.
cum arată. Cum arată. Trebuie îngrijit puțin la vericul. Vericule, ocupă-te și tu de el, că a fost ciupit puțin. Ok. Momentan nu prea mai avem ce să facem. Trebuie să dăm skip la zi, oricum se face 8 PM. Mașina asta o lăsăm aici, că o să ne plimbăm noi cu dânsa. Vreau să văd ce ofertă am aici, de curiozitate. Că a costat 200.000 mașina. Na, bătaie de joc, 200.000. 209K e bătaie de joc. Jav la drumul mare. Ok, car market is open. Asta vreau să aud. Ok, mașina noastră. What, are ceva negru în spate? Ha? Bă, ce-ai făcut, bă, la mașină, vericule? Ai murdară? Ce, mă? 93%! Oh my god, în viața mea n-am văzut mașina așa jegoasă. Vericule! Frățiorul, vino repede încoace că e jalete. Lasă tot ce faci și vino să... Ce face, mă, ăsta? Bă, e moartea reală aici. Ia uite ce curăță el, bă, băiatule. Curățăm troaca asta în loc să curățăm bolidul meu, șmecher. Aici, vericule. Aia zic, îmi place că merge cu o cola după el. Mamă, fii atent ce-i facem. Cum o înfrumusețăm. Ia uite, deja arată altfel. Bun, hai, bine. Hai, dăm așa aia. Ia vezi-l. Ia vezi-l pe vericul. Baby, cum te dai cu ea? O băgăm la vânzare, oricum e șmecheră mașina. Dai să-i aprindem și alea? A, erau aprinse. Bun, 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 bun. Intrăm în parcare așa. Bun. Superb, superb. Ok, ok. Hai să aruncăm și pe asta la vânzare. La vânzărescu. Îl dăm cu un 65.000. Perfect, ăla se duce să mai curețe. Vreau să mă duc la Car Marketplace. O să mă duc cu noul meu Golf. Păi, what e asta? Ce, mă? Ha? Am descoperit ceva aici, nebun. Curse! What? Nu știam asta, de ce nu mi-a zis nimeni? La aeroport, 200.000? Ia stai, că facem cu ăsta la 16.000. Păi eu am mașina... Aolo, ce mașina am eu și ce... Ia! Fii atent, curse ile... Primul... Păi nu conduc eu, mă? Primul samsar cu curse ilegale! Hopa! Ia zi, vericule, ce-i facem? Nu știam, bă, de update-ul ăsta. Bă, dau cu spatele! Oh my god, schimb tastatura la calculator! Ce se întâmplă, bă, că nu mai văd viteza? Bă, moartea! Nu e bun ăla keybind-ul. Oh my god, nu știam că trebuie să schimb tu viteza. Bine că nu ne-am băgat la de la scump. Mă, ce? Primul samsar care pierde cursă ilegală. Hai, mă, să vindem și noi astea, că n-avem ce să facem cu atâtea mașini. Pune și noi cu un 45.000 chetuna frumos. Și ăla e. Ia uite-i. Haideți, clienții mei, haideți, frații mei. Haideți cu tonții. Mergem să dăm o ride așa prin cartier. Mai luăm câteva mașini. Și după aia le vindem pe toate. Mai au și o gură de cifre cu 12% reducere în descriere. Ok, ați înțeles. Asta e mai nouă. BMW-ul ăla, bă. Iată, BMW-ul ăla vreau să-l iau. 2022 cu 90.000 de kilometri. Deja atât de mulți. Asta e să verifice vericul, că e ceva suspect aici. E un Lexus ăsta, destul de nouă mașina. Hai, mă, trage de foaia asta. Ok, e bun. S-a transformat în altcineva și a arătat adevărata față. 29.999. Al Lexus. Mai luăm unul. Manuel, fii atent, 2025.000 de kilometri. Vezi că e bine, dar trebuie verificat asta, că nu prea am încredere așa puțin kilometri. Eu n-am încredere dacă are prea mulți, n-am încredere dacă are prea puțin. Deci, clasic. Românul clasic. E bun. S-a transformat. Gata, asta e veric acum. You are a master bargainer.
Sunt maestru în negociat. Perfect, o trimitem și o să mai luăm chestiuța asta care nu înțeleg nicio ce ar trebui să fie. Dodge. Ok. No problem. 19.999. Ce măi, ce stixuri are pa noastră. Very practice car. Da, 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 e într-adevăr. Mă mir că n-are 4 țevi, de obicei mașinile sau motoare mari de tot. Mă, abia trage, uite-te la el. Oh my god. Abia merge mașina asta. No, e leșinată, ce ai. De obicei ăsta au motor mare de tot. Cred că în America e ca o motoare de 4 lejer. Fiți atenți, noul meu parc auto la țăcălie. Uitați-l, fresh, bă. Bă, băiatule. Stai să le băgăm și pe ăstea la vânzărescu. Frumos. Deci ăsta îl vindem cu un 40.000. Ăsta îl vindem cu un 65.000. Și ăsta alt îl vindem cu un 35.000. Avem două Lexusuri? Credeam că astea vor fi la fel la preț, mă rog. Ia vezi-l pe al nostru. Superb, superb. Ia ziceți, băieți. 15.000 te interesează, am dat 7.000 pe ea. 10.000 vrei. 13.000 măcar. Măcar un 13.000 face și noi un profit corect. Hai mă, ia mașina și pleacă de aici. Sărăcie ce ești. 200.000 mașina asta. 279.000. Bă, nu zici rău, stai să vedem și aici ce părere are dânsa. 286. Bă, eu ți-o las la un 300k. Dacă te bagi la 300.000, eu ți-o dau un prețul ăla. Sub... What? N-a vrut? Ce s-a întâmplat, mă? Că părea că vrea. Ok. Ia. 280.000. 300k. Ce zici? The car is yours. Gata. Bun, mai avem? Nu mai vrea nimeni momentan. A, avem la ăsta niște clienți. Mama aia! Vrea 20 charger, că n-a avut în tinerețe. 65.000, am dat 27 pe ea și vrea 29. Pleacă, bă, de aici ești nebun. Pleacă, bă, de aici cu oferta ta. 65.000, 39, ofertă mai bună. Mustăcilă! Ia zi. 32.000, îți da la un 35. Ok. Ăla a cumpărat altă mașină, nu asta. What? Oh my god. Ce țeacă mi-a dat. 39.000. Hai că îți dau la un 41. Bun, 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 bun. Dodge-ul, îți place? Vezi că nu prea trage mașina asta. 21.000 odată. Bă, a început auction-ul. 45.000. Da, mă, ia-l. Având... Oh my god, ce țeapă mi-a dat. Ăla a cumpărat altă mașină. Mașina de lângă. E Porsche de la șmecher și nu l-am luat. Ai, ok, ok. Mi se pare că am mai avut Porsche de la, de fapt. BMW de ăsta troacă. Nu prea. Am, ăsta era șmecheruț. Luăm orice doar ca să cumpărăm. N-avem, nu ne mai complicăm. De obicei mașinile de la Car Auction sunt bune. Deci de obicei sunt bune. Două BMW-uri. N-a pus el un om ceva la auction. Și asta e bunicică mașina, dar mă așteptam la ceva mai rar, mă. Toyota Supra, mă așteptam la o mașină mai rară. Mamă, vezi că are preț bun. Asta de obicei se învârte pe la 80.000, 85, 90. Are preț bun de început, 40.000. Deci îl cumperi sub prețul pieței, depinde ăștia dacă sunt pomiști, dar nu sunt. Bun, e perfect că am văzut cerul. Ok, ok, ok. Letterele portăm de urgență. Bun, deci dăm și noi la un 15.000 mașina asta. 45.000 asta. Și un 100.000 Toyota aia. E șmecheră. Ia ziceți, fetele mele. 20.000 am dat pe ea. 35.000 e prețul. Cam prost, cam proastă oferta. Mamă, moartea reală oferta asta. 20.000, bă, fix prețul mașinii, știe prea bine femeia. Dă-i și tu în 25.000 să scoși un ciubuc. A, mă, iau așa, sărăcie. Sărăcia! Ok, 40.000. Bun.
Hai să scoatem mașina de la vânzare și o punem la un 55.000. Era prețul prea slab, ia. Hai să vedem o ofertă bună la 100.000 de dolari. 87.000, fii atent, negociem noaptea. 95.000. Wow, tranzacție noaptea. Hai să dăm și mașinile astea. Clean the office, perfect, perfect. 45.000, vreau un 27. Hai și tu un 30.000. Perfect, perfect. Mamă, n-avem full de clienți astăzi. 85.000 e prețul. Albaite the current price. Bă, e ok, e ok. Ia zi, mă, Cristi frizerul. 46.000. Bă, hai mă, măcar un 50.000, nu mai fi chitră. Bun, bun, bun. Am un skill point, super, super. M-ar interesa, employee walks faster. No. Employee uses car washer, machine washes scarves faster. Deci la două levele, angajatul nostru se spele mai repede. Cred că merită, cred că merită. Eu așa zic, cred că merită. Aia a treia, deci să mai facem un level. Așa, trebuie să mă gândesc, 11.000 de dolari. Astea nu ne chinuim cu profit prea mare la ele. 12.000 cu 22.000, price is bothering me. What? Prețul mă deranjează, stai un minut. Sunt ok cu prețul, a. Ești regele meu, tu. Bun, hai să mergem. Avem 1.000.000 de dolari, efectiv, sunt milionar. Actually, asta chiar nu o cumpără nimeni? Hai să mergem la car market. Frații mei, ia vedeți, care e, mă, cea mai scumpă mașină de aici? Hai să mă urc pe troaca ăstuia. Un mic Ferrari. Rari, 2009. Ok, 321.000. Ce zici de 250.000? 290.000. Ok, ok. Rari. Vezi că e șmecher rău ăsta. Tezluța asta o cumpărăm direct. 44.000. 35.000 și am cumpărat-o pe loc. 39.000. Bun. Ăsta mai merită luat. Un 35.000, o luăm și noi cu un 30.000. Practice car. Ok, punem pe tow truck. Ia de-t, cum facem? În episodul următor o să ne ocupăm noi de rariul ăsta. Fii atent cât de șmecher e. Oh my god, are drift kit, cred. Holy smokes, ia vezi-l. Eski e șmecher. Ăsta trebuie făcut roșu, adică nici nu stăm la discuții măcar. Într-a doua cu 140 la oră. Tu realizezi? Omul meu schimbă la 7.000 de turații. Și instructorul auto te învață să schimbi la 3.000. Bun. Bă, vezi că am făcut profit ca lumea astăzi. Deci Tesla asta o vindem și noi cu un 65.000. Hashtag Elon Musk. Și asta o vindem și noi cu un 60.000. Bun. Aici au venit frățiorii. Asta nu e pentru profit. Dă-o cum o fi. 11.000, luați-o și pa. Așteptăm, avem doi clienți. Bă, mașina asta merită vândută, dar înainte să fie vândută, trebuie reparată, trebuie revopsită, curățată. Îi facem și noi plinul. Nu știu de unde îi adaug fuel, dar nu mai contează. Ok. Ia zi, vericule. Repede de final, așa, facem ceva, 43.000. Hai cu un 45 și a ta. Ia vezi, bun. Mașina e a ta. 600.000, o să vindem asta și facem aproape 700 și mai avem, bă, din asta trebuie să scoatem lejer un 500.000 vânzare. Eu așa zic, lejeranis. Ia zi, vărule, hai să-ți vindem și ție să curățăm tot. Ok, 39.000, 65.000, I'll take a minute. 47.000 vrei tu să plătești, 52, ce zici? Avem 688.000, cam pe aici am început noi episodul, dar țineți minte că ne-am ales cu un Ferrari. Adică ce vrei mai mult de atât și în episodul următor ne ocupăm full de el și o să devenim milionari, extindem parcarea asta, vedem ce mai facem și mai e chiar rău oricum joculețul. Dacă v-a plăcut, like și ne vedem la viitoare. Oh!